eram parte din ceea ce se numește în România generația cu cheia la gât. Sensul că părinții mergând la muncă, practic copiii erau destul de independenți. Prin clasă, unul vrea să fie pompier, altul pilot de avion de vânătoare. Deși nu înțelegeam exact despre ce e vorba, vreau să fiu președinte. Însă asta cu președintele, cumva se pare că m-a marcat cumva că am ajuns până la urmă în politică, deși nu aveam intenția inițială. Primul meu flirt cu politica a fost undeva când tocmai terminam facultatea și am avut prima tentație de a mă implica în viața cetății și de a schimba lucrurile, dar n-a fost nimic serios. După care am fost invitat în guvernul tehnocrat, condus de Dacian Cioloș, în 2015, iar apoi, în aprilie 2016, am devenit chiar ministru muncii și am rămas cumva într-o carieră politică de atunci. Muito obrigado. Próxima intervenção, Dragos Pizlaru, um minuto. Domnule comisar, dragi colegi, acea Parlamentul European nu este doar o instituție dintre instituții, ci este un loc în care poți într-adevăr să vezi cum eforturile tale se transformă în ceva ce fac viața cetățeanului european mai bună. Am fost implicat în răspunsul în urma pandemiei și am fost unul dintre coraportorii mecanismului de redresare și reziliență. After the negotiation that we had on RRF, we actually wanted from the beginning full transparency. Anyone that wants to monitor will find in the scoreboard information about, you know, top 100 recipients in all the member states related to the RRF. În calitate de coraportor, am avut nu doar această onoare de a lucra cot la cot pentru găsirea unor soluții, dar am venit în mod concret cu câteva lucruri pe care le găsim acum în regulamentul final. It's our role in this house to discuss about what citizens want and in particular let us hear what the next generation wants. Iar ideea de a avea un pilon adresat copiilor și tinerilor, un pilon al noii generații, a fost o idee absolut originală plecată de la faptul că se numea Next Generation EU. I will advocate as part of the Parliament position to have within the Recovery and Resilience Facility a pillar for reforms and investment designed for the next generation, for youth and children. Suntem într-o perioadă de criză continuă. Și ce mi-aș dori pentru România și pentru Uniunea Europeană este ca în niciun moment să nu ne pierdem această credință că soluțiile la problemele pe care le avem în Europa sunt europene. Am simțit nevoia să mă ancorez în anumite lucruri simbolice. În biroul meu, de exemplu, mi-am luat o hartă a României. Este un lucru pe care mi l-am pus pe perete pentru că, pe de o parte, este simbolic pentru mine. Am primit această hartă după mandatul de ministru al muncii și a fost un cadou de apreciere de la niște creativi din România și, în al doilea rând, mi s-a părut adecvat să o pun în birou și să o am.